Am onoarea să vă salut, dragi prieteni. Sunt Cristian Român și vă invit să călătorim împreună prin lumea rațiunii. Prin lumea celor care, mă tem că sunt prea puțini, au nevoie totuși de dovezi, de argumente raționale pentru a lua în considerare tot soiul de lucruri. Astăzi mi-am propus, de fapt inițial am propus să facem o emisiune din nou cu marele nostru ezoterist, dar s-a întâmplat, era o emisiune cu Tesla. Domnule, Tesla numai că n-a făcut rost de pârghia de care avea nevoie Arhimede ca să miște întreg universul. Dar între timp, sâmbătă trecută, am văzut o altă emisiune care ar merita comentată, cu o emisiune care se numea foarte plastic Astrologie Practică. M-am gândit că totuși trebuie să mă aștept încă una, două emisiuni din acestea fascinante ale marilor ezoterist, să le adun pe toate la un loc, pentru că nu trebuie această emisiune care încearcă să aducă puțină rațiune într-o lume de-a dreptul irațională, lumea în care trăim noi astăzi în Iorite ca țară. Deci am zis, haide domnule, lasă, mai amânăm. Și că tot am zis că amână, hai să mai vedem noi ce s-a mai difuzat pe alte posturi în zona aceasta care ne interesează, în zona celor care nu cuvântă, mai degrabă cuvântă, dar cuvântă din lumea iraționalului. Și am găsit și o să vedeți ceva foarte interesant, geometria sacră. Geometria sacră. Ce subiect, ce frumos, ce poveste. De fapt, vedeți, am și pe ecran ceva care încearcă să ilustreze lucruri despre care vom vorbi în această emisiune. Dar azi de dimineață, înainte de a veni la emisiune, un prieten de-al nostru mi-a trimis un mesaj pe pagina Cronica Șeplicului de YouTube. Omului i-a plăcut emisiunea, era emisiunea aceea cu ghicitul în aluniță. Dar mi-a făcut un comentariu care mi-a dat de gândit. Mie îmi plac comentariile, chiar când sunt critice, atunci când ele se încadrează în niște limite. Limitele sunt extrem de largi, nu stau eu să umblu la detalii. Dar acest comentariu mi s-a părut extrem de bine simțit și vreau să vă-l citesc. Pentru că trebuie să stabilim împreună ce vom face în continuare. Nu avem nevoie de ghicitori, ci de oameni de știință, spune prietenul nostru. Se referă la conținutul emisiunii. Pe aceștia presa nu-i promovează destul, însă nu văd rostul pentru care și dumneavoastră, domnule Cristian Român, le alocați spațiu în emisiunea pe care o realizați. Știu, sunt de tot râsul, dar parcă le acordați prea multă atenție. Știți bine că nu o merită. Rămâneți partizan al rațiunii și ignorați pe acești vânturi o lână. Toată stima. Da. Într-un anume fel are dreptate prietenul nostru. Să nu uităm că eu împreună cu domnul Mironov mai realizez o emisiune, se numește Știință și Imaginație, în care vorbim despre știință. Să nu uităm că în revista Știință și Tehnică semnez multe articole care sunt dedicate științe. Problema pe care mi-o pun eu și poate găsim împreună un răspuns. Trebuie să-i lăsăm pe acești vântură lume să se exprime nestingheriți. Nu trebuie să reacționăm în niciun fel. Este îngrozitor pentru mine și acesta a și fost motivul pentru care am pornit această emisiune. Inițial ea se numea Cronica Șepticului. Motivul a fost, sau momentul în care am decis să, că ar fi bună o asemenea emisiune, a fost acela în care am descoperit că practic în jurul meu, practic nimeni nu mai judeca rațional. Sunt crezut de tot felul de chestii care sunt date la televizor sau care apar prin presă, prin simplu motiv că ele sunt date la televizor sau apar prin presă. Eu cred că a fi rațional nu înseamnă să te izolezi de lumea iraționalului, să o judeci. Dar să o judeci pe baza argumentelor, să o judeci pe baza faptelor. Și mai este un argument pentru care eu din când în când, ați văzut, nu totdeauna, ne-am ocupat și de alte subiecte, dar din când în când parcă simt nevoia să mă mai amuz puțin și să vă fac și pe dumneavoastră să zâmbiți un pic. Nu trebuie să fim tot timpul încuruntați. Știința este o cale spre zâmbet. Este o cale spre, cum să vă zic eu, spre ceva mai profund decât pur și simplu ceea ce am putea numi noi fericirea.
Și în această emisiune mi-am propus și îmi voi propune în continuare tocmai aceste subiecte să le atac. Lucruri în care omul obișnuit crede cu ușurință. Repet, crede. De ce crede? Pentru că apare la televizor. Pentru că apare în presă. Dar, repede trece timpul. O să mai discutăm despre acest subiect și vă promit că săptămâna viitoare va fi un subiect serios. Nu ne vom amuza. Vom toca mărunt, rațional, tot felul de lucruri. Dar aș dori și în această emisiune să fim zâmbitori. Îi mulțumesc, prietenul nostru, pentru un mesaj, ci nu vă sfiți să criticați lucrurile pe care considerați dumneavoastră că trebuie să le criticați. Numai așa putem face împreună niște lucruri interesante. Deci, am renunțat așa brusc la emisiunea, la să dedic o emisiune prietenului mare, măreț și așa mai departe, ezoterist, și m-am apucat să caut să văd lucruri interesante. Am găsit o emisiune, dar mă rog, era un nene care vorbea cum să-ți alegi obiectele care îți poartă noroc și chiar ne explica de ce marele ezoterist poartă nenumărate brățări, nenumărate inele, pentru că e un soi de protecție energetică, intrau în detalii, dar a zis, băi, iar o reste, nu se poate. Și am mai făcut, nu mi-a luat foarte mult timp, și am găsit o emisiune care era difuzată, a fost difuzată pe postul B1 TV. Este o emisiune pe care o urmăresc adesea, e o tânără foarte drăguță și care adesea are asemenea subiecte cum este cel pe care îl veți vedea dumneavoastră în continuare. De fapt, din emisiunea ei am aflat că în codul de bare mi-e ascuns numărul fiare. Am vorbit despre asta în urmă cu ani de zile. Dar ea a dedicat o emisiune geometriei sacre și cum să folosim geometria sacră pentru a ne materializa dorințele. Adânc? E suficient de adânc? Haideți să urmărim o scurtă prezentare. Despre psihogeometria sacră vom vedea ce înseamnă spațiul multivariabil și cât ne limitează conștiința noastră. Această psihogeometrie sacră, cifrele, literele, culorile se întrepătrund și sunt conectate în mod specific. Spuneți-ne ce înseamnă acest lucru. Vedeți, dragii mei prieteni, cifrele, formele se întrepătrund. Avem de-a face cu o psihogeometrie sacră. Adică nu, noi nu ne jucăm cu cuvintele. Veți remarca în secvențele care le voi da, uneori se face apel la știință. E demonstra că, e știința a demonstra că și așa mai departe. Dar altfel este o sumă de vorbe lipsite de sens. Avem de-a face cu o înșiruire de cuvinte care, mă rog, cum să vă zic eu, poate pe unii au darul de a îi fermeca, dar problema este cu aceste cuvinte, cât adevăr ar putea conține în ele. Veți vedea că domnul de mai devreme are un dispozitiv Merkava, un dispozitiv extrem de complicat pe care Neil va explica și un dispozitiv care se numește Merkava în 3 dimensiuni. Nu știu de ce s-a limitat omul la 3 dimensiuni și n-a trecut la 5, 10, 15 ca să fie, cum să zic, să introducă un pic de metafizică în întâmplare. Dar haideți să vedem o primă descriere a dispozitivului. Noi toți avem mecanisme diferite. Exact. Și oricum, în mod nuclear și în mod subnuclear, oricare mecanism are formă precisă. Formă de triunghi, pătrat, octagon, non-decaeder, depinde de formă. Și aici eu am venit cu acest dispozitiv. Da, care să ne spuneți ce este acest dispozitiv. Este foarte interesant. Merkaba în 3 dimensiuni. Merkaba. Dacă eu opresc, după ce o să vedeți voi. În Merkaba aceasta cu 3 dimensiuni, ea reprezintă viteza gândurilor, spunem viteza așa. Viteza gândurilor, care dacă Dumnezeu spune numai un cuvânt, după câteva microsecunde, secunde al Creatorului, acest cuvânt o să fie în miliarde forme diferite. Dar cum se poate așa ceva? Pentru noi, eu spun bună ziua, dar ascultă un om. Dar dacă videocamera, ascultă milioane. Asta este mecanism. Ca și videocamera, asta este un mecanism care dă posibilitate. Așa și Merkaba
Ea poate, când om are dorință, spune dorință în mercabă și această dorință se poate să înmulțească milioane. Adică se poate practic concretiza oarecum, ajută da. La concretizarea dorinței. Așa a fost și la Chelsea, la acest mănăstir în Chelsea, așa se numește. Când om vede pe nume Iisus Hristos și vede acesta înăuntru mecanism, vede acesta toate dimensiunile, și când el spune rugăciune, rugăciunea intră înăuntru, înăuntru în foaie, aici, înăuntru în mecanism. Și atunci lumina care este înăuntru, în formă ideală, ea poate să iese afară ca și lumină de soare. Deci ați înțeles, rugăciunea intră în mecanism și formă iese afară așa și se concretizează. Iarăși, tare aș fi curios să... Tare mi-aș dori, mai bine zis, să discut cu cineva care crede în asemenea dispozitiv. Vă spun că sunt foarte mulți. Chiar am prieteni care, mă rog, nu chiar în zona asta, dar creează tot felul de dispozitive care, eu știu, vindecă și așa mai departe. Și de câte ori întreb lucruri simple, elementare. Dovada, domnule. Deci, de unde știu că mașinăria ta, asta în cazul acesta, sau, eu știu, dispozitiv medical oarecare, cred așa cumva pe genunchi, este eficient. De unde știu? Care ar fi dovada? Și de câte ori aduc în discuție dovada, începe reacție tipul, a, ești sceptic, tu nu crezi nimic, crezi numai ce vrei, e părerea ta? Nu, atunci când e vorba despre adevăr, nu mai ține de păreri. Acest dispozitiv ar trebui să poată fi cumva demonstrat că este eficient, că materializează vreo dorință. Cred că și dumneavoastră v-ați putea imagina un experiment în acest sens. Dar pentru a imagina un experiment în acest sens, haideți să aruncăm o privire asupra misterioasei alcătuiri a acestei misterioase mașinării care dă forță dorinței tale și o transformă în realitate. Dar ne puteți descrie puțin din ce este alcătuit? Am înțeles că sunt niște mantre scrise pe... Fiecare mantră reprezintă diferite ashrame. Ashrame ca un centru spiritual. Exact. Aici sunt 8 mantre și cum este aici mantra Om Gam Ganapataye Shivaya Namaha. Om Gam Ganapataye. Om reprezintă O univers, M vibrația universului sau puterea lui Tatălui. Ganapataye este Ganesha, Ganesha este aici, da. Asta, el este fundatorul pentru oricare religie pe pământul nostru. Și Pataye, asta este mama lui, Parvati. Parvati, ea reprezintă frumusețea, toate zeițe, arhangeli, îngeri, nu poate să aibă frumusețea dacă Parvati nu iubește pe Shiva care este scris acolo. Altă nume de Shiva în mod ortodoxie, asta se numește Fiul. Fiul Sfânt sau principalul Fiul din partea lui Tatălui nostru. Și la sfârșit, Namaha reprezintă că noi toți suntem uniți prin mulțumirea și mulțumirea divină. Tot așa. Am înțeles. Alte mantre multe. Bun. Cum este mantra... Om aici verde, de da, verde, da. Asta este secretul care încă Europa nu cunoaște. Asta este secretul care, când cuvântul, eu pot să scriu aici Alina și pot să scriu așa Alina. După ce așa scriu, așa scriu. După ce tot în oglindă. Și o să fie o poziție aceleași litere. Când vine ornamentul de putere. Da. E aproape poetic, cu Alina îl scriu așa, îl scriu așa, îl scriu așa, îl scriu așa, așa. Ce gesturi ample, ce gesturi frumoase. Bineînțeles, acum am putea avea o discuție și pe tema conexiunii religioase. Shiva, că ar fi fiul Domnului din Ortodoxie. Mă rog, aceea sunt domenii pe care nu le stăpânesc. Nu pot să-mi dau cu presupusul. Dar... tare depărtată ar fi cumva vreo legătură. Dar vedeți, curgerea aceasta de cuvinte, tot felul de rostiri de cuvinte misterioase, e adevărat, poate să aibă darul de a încânta pe cineva. Dar repet, de unde știm noi că mașinăria asta chiar dă forță dorinței tale
și o transformă în realitate. Păi de unde știm? Păi o să vedeți dumneavoastră. Cuvântul nanotehnologie e un cuvânt relativ nou. Nu a apărut așa de foarte multă vreme în limbajul uzual. Ei, când e vorba de asemenea năzbâtii, musai, dar musai, trebuie să apară pe lângă mecanică cuantică, teoria stringurilor și așa mai departe, musai, trebuie să apară și nanotehnologia. Să vedeți. Da, asta este nanotehnologie. Nanotehnologie spirituală, da, pentru sănătate divină, în realitate. Și aici sunt aproximativ 1000 microobiecte. Ceea ce se învârtește în interiorul aparatului, ne explicați puțin? Da, asta reprezintă pe stampilă Salomon, în altă parte, adică un triunghi, alt triunghi. Este respir, adică când este piramida așa, asta se numește a intrat înăuntru. Și atunci asta reprezintă pe femeie, a intrat înăuntru. Când este piramida invers, a dat. Și asta este bărbat. Și faptul că se învârtește acest dispozitiv permanent, ce semnificație spirituală are? Când invertești, după 3 secunde, tot ce este înăuntru scris, adică această nanotehnologie personală, nume prin nume, dată de naștere, dorința omului, se amplifică. Tot împreună cu rugăciune, mantre, asta sunt mie cuvinte. Mie cuvinte sunt aici, înăuntru, în Merkab. Merkaba, după 3-4 secunde, vorba despre 3 secunde, când invertești, deja da câmp, 22 metri. Și atunci toată casa deja funcționează în mod foarte subțire energie pentru personal, sănătate pentru acesta. Asta am vrut să fac pentru oricare oficiu. Dar încă suntem foarte proaspi. Cum am spus, în Europa și în Eurazie, concret în toată Rusia, nu există. De ce spun așa? Din cauza că am fost reprezentant de academice cercetări frontale a creierului uman de la Moscova. Și la Academia noastră, 5 milioane persoane, am cunoscut aproape pe toți, din cauza serviciului meu. Și acolo acest dispozitiv nu a existat. În toată Rusia, în toată Eurazia nu a existat. El funcționează după 49 zile, el funcționează la 3000 km. 3000 km asta când. Tot se poate să fie măsurat. Nicio problemă, a fost deja cercetări. Da, deci după 49 de zile bate la 3000 de kilometri. Iată niște cifre de care ne putem lega. De unde știe? Păi sunt studii făcute de Academia pentru Cercetarea Creierului, cum s-a exprimat domnul de mai devreme. Știți care e problema? Nu vrem să înființăm mine o academie. O academie în care, eu știu, alegem unul, tragem la sorți, o academie pentru cercetarea unuia dintre noi înșine, pe care să-l punem șeful nostru, să-l punem cercetări prin care demonstrăm că e cel mai extraterestru om de pe Pământ. Cum că a venit din spațiile, nu, dintr-un univers transdimensional. Putem face oricând asemenea lucruri. Repet, problema care se pune, rațional vorbind, dovada, care e dovada? Dovada stă în vorbe sau dovada stă în niște experimente? Repet, avem cifre, 49 de zile, 3000 de kilometri. Bate la 3000 de kilometri. Nu este extraordinar? Nu este minunat? Este. Dar să vedeți că acest dispozitiv poate folosi și ca armă psihotronică. Dar ne liniștește prietenul nostru și ne spune doar o singură dată. Dar să vedeți de ce doar o singură dată. Iarăși, date concrete, care ar putea fi verificate în vreun fel. Și atunci această vibrație, sigur că funcționează concret, dar aici este ca și armă psihotronică pentru succes, pentru sănătate. Concret altfel. Care trebuie, sigur că da, folosită numai în scopuri bune. Dacă este folosit în scopul rău, ca și armă pentru război, da, se poate și asta, dar este problemă. Mecanismul funcționează numai odată pentru greutate, răutate. Răutate este greutate. Și atunci funcționează numai odată. Pentru bunătate funcționează totdeauna, din cauza energiei foarte fină, foarte subțire. Răutate este foarte grea. Și atunci, dacă om face greutate, ca energie, e foarte grea, rău. Da.
Deci vedeți, asta, cum zice, bunătatea e o energie fină, subțire. În timp ce răutatea o chestie grea. Bine, acum, bunătate, răutate, chestiile sunt relative. Acum depinde la ce sistem moral ne raportăm. La asta din secolul 20, la ala din secolul 15, la ala din acum 7000 de ani. Depinde, nu știu, ce e rău, ce e bun. Ce aia bunătate. Și iarăși, repet, avem chestii concrete. Dacă ai o dorință rea, o singură dată merge. De unde știe acest lucru? Nu e așa? În urma unor experimente. Care sunt ale? Care ar fi dovadă? E foarte complicat? Pentru unii este. Și, repet, atunci când ceri dovada, primești mai degrabă, în loc de un răspuns. Dom'le, n-am o dovadă. Primești mai degrabă ironii, acuzații și așa mai departe. Dar totuși, care e dovada? Ei bine, să vedeți că pseudoștiințele se atrag între ele. V-am vorbit mai de demult despre medicina tahionică. Mai țineți minte? Da, au fost emisiuni medicale în care medicina tahionică e cea mai bună de pe planetă. Ei bine, omul nu putea să nu folosească un disc tahion. Есть и инка плюсы. Аста есть и диску тахион. Есть и пентру медицина, спунем аша пентру космонаутс. Есть и субаста, субачет диспозитив. Шина унтру, дече. Я аккумуляция энергия тахион. Каряре вите тахион, есть и партичели. Каряре витезе, кумше гиндурили ност. Адика витезе маймаре, дикит витезе делумин. Меркаба, психогеометрия, сакра, адика мандала персонала кари наунтру, оглинда кари аич, ачестахион кари наунтру, пирамида, 25 елементс, тоц импреуна, лукрязе партикулар, но на пентру о персон. Депенде чинисте аич. Дака есть фирма, нумя при нумя де фирма, кында фос наскута фирма, асоциация, узина, фабрика, ну и проблем. Se poate concret. Da, data nașterii firmei, da. Da. Ați văzut câte date precise, adică chestiile chiar funcționează, dacă e să ne luăm după vorbele lor. Mă rog, nu vreau să fac alte comentarii pentru că mai am doar un minut din emisiune. Totuși, de ce se difuzează asemenea emisiuni pe posturile noastre de televiziune? Este o dramă pentru mulți dintre jurnaliști. Vedeți, dumneavoastră, ești plătit la audiența pe care o ai. Și cum în Republica noastră partea rațională a creierului este mai puțin dezvoltată, îndrăznesc să o afirm, asemenea emisiuni atrag foarte mulți telespectatori, atrag o mare audiență. În numele audienței este permis orice. Poate ați zâmbit văzând secvențele de mai devreme. Am convingerea că și tânăra domnișoară din imagine cam privea cu scepticism lucrurile pe care le vedea în fața ochilor. Dar și ea, la rândul ei, este constrânsă de principiul a toate cuprinzător al audienței. De fapt, dacă stau să mă gândesc bine, dacă pornografia ar fi interzisă, dacă pornografia nu ar fi interzisă, pe canalele românești de televiziune, cred că de dimineață până seară numai asta am vedea. Pentru că și pe internet, dovada cea mai clară, cele mai vizitate site-uri sunt cele pornografice. Și în felul acesta, dând audienței, cum să zic eu, dreptul de veto vis-a-vis de emisiune difuzate pe multe dintre posturile de televiziune, știința este exclusă. Este exclusă aproape cu desăvârșire. Mai ales pe posturile comerciale. Totuși văd niște mici semne despre care trebuie să vorbesc și voi spune foarte pe scurt. V-am povestit despre filmul ăla Noi nu suntem urmașii Romei, un film, o năzbâtie de asta lungă de vreo oră și ceva, care se difuzează pe YouTube, care are, e viral, domnule, are mulți spectatori. Multe posturi de televiziune din acelea de știri au dat secvențe din filmuleț fără niciun fel de comentariu. În schimb, pe TVR2 am văzut, în cadrul unei emisiuni de actualități, am văzut niște contraargumente foarte frumoase privitoare la acest film, care nu este altceva decât o năzbâte, ați auzit? S-a terminat timpul acestei emisiuni, dar nicio problemă. Ne vedem săptămâna viitoare, în același loc
și la aceeași oră al dumneavoastră, Cristian Român.